Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Sunt Roxelana Radu și în următoarele 50 de minute vom discuta despre strofele vieții. Și dacă spun strofele vieții, bănuiesc că veți intui, domnile voastre, cu toți, că o să vorbim despre poezie. Cu cine o să vorbim despre poezie? Cu invitata mea din această seară, care este Ramona Müller. Bine ai venit, Ramona, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mă bucur că ești aici astăzi, mă bucur să fim împreună și să te pot aduce în fața telespectatorilor, pentru că ai ce spune și pentru că au ce afla de la tine. Așadar, stimați telespectatori, vă garantez că afară e frig, că miroase în văzduh a iarnă și că e o seară foarte potrivit, aș zice, pentru a vorbi despre poezia vieții, iată de ce nu, sau despre viața ca o poezie, sau ziceți-i dumneavoastră cum vreți. În tot cazul, strofele vieții clar ne duc cu gândul la viață și la etapele ei. Așadar, să vă prezint pe Ramona Müller, buzoiancă de-a noastră, care a predat ani de zile la școala de la Vadupași, care predă de ceva timp, este profesoară de geografie, predă geografia, așadar, în Ploiești, care privește călătoria ca pe un modus vivendi, ca pe un mod de viață, alpinismul ca pe o provocare perpetuă, pentru că face și alpinism, care este poetă, ce scrie de ani de zile, de ani buni de zile, recunoscută, admirată, apreciată și care, iată, mai nou, bate la ușa Uniunii Scriitorilor din România, care este redactor la revista Literatura și care este în același timp o prezență constantă în revista Caietele de la Țintești. Ramona, te prezint eu mai, un pic mai în amănunt, ca să zicem așa. Iată, am să vă citesc, stimați telespectatori, dintr-o prezentare pe care Ramona însăși și-o face. Ați observat probabil că ne adresăm la modul colovial, pentru că ne cunoaștem de câțiva ani și mai târziu o să vă spun și ce, în ce împrejurare am cunoscut-o. Așadar, ne spunem pe nume. Deci, Ramona este născută din mamă buzoiancă, din satul Fințești, comuna Năieni, și din tată Sas, la origine din Sighișoara, de la ambii moștenind, de la fiecare din ei, de la mama, tăria de caracter și puterea de muncă și sacrificiu, iar de la tată, dragostea de viață și de frumos, pasiunea pentru limba germană și principiile strict nemțești. Da, pot să vă confirm că așa este, este un om absolut riguros, Ramona Müller, ilustrează perfect disciplina nemțească. Pasiunea Ramonei este viața, iar viața înseamnă iubire, spune ea. Iubirea înseamnă Dumnezeu și oameni, iar oamenii sunt sufletul ei pereche, copiii, elevii, prietenii și toți acei dragi inimii sale. Ramona lucrează de la 18 ani și a fost pe rând în diferite munci, meserii și profesii în cele din urmă. Deci a fost ambalatoare la lăzile de griș, apoi modelatoare, cocătoare și laborant în panificație la actuala fabrică de pâine Boromir, apoi a terminat liceul ca șef de promoție în 1988. În 92 a fost admisă cu medie foarte mare la Facultatea de Geografie a Universității București. A trebuit să se întrețină, a trebuit să muncească în continuare, să facă eforturi și sacrificii. Ce să vă mai spun? Așa cum e viața și cum ne duce pe fiecare dintre noi în tot felul de linii sinuoase, așa a dus-o și pe ea. A activat pe Catedra de Geografie a Școlii Gimnaziale Vadupași, așa cum v-am spus. După o primă căsătorie a fost nevoită să-și întrețină copiii într-o perioadă grea. Vă spun aceste lucruri pentru că, iertați-mă, fac o paranteză, pentru că lucrurile nu stau așa cum credem noi că stau întotdeauna și uneori suntem nevoiți să facem sacrificii și, cum să vă spun, să le facem în mod firesc, în chip firesc,
ne lăudându-ne, ne spunând la nimeni, pur și simplu pentru că trebuie făcute. Bun. Așadar, perioadă absolut grea în viața ei, după care o a doua căsătorie, după care ca să achite împrumuturi și datorii pe care le făcuse pentru a se întreține și a-și întreține copiii, a fost nevoită să plece în vacanțe ca îngrijitoare de bătrâni în Austria și în Germania. Bun. A fost diriginta unor clase bune și foarte bune la școală. Și este și în momentul de față. Apoi, în 2015, a fost încurajată să scrie și să publice un volum de poezii și asta a și făcut. Din acel moment, între ea și scris, a început povestea de iubire. Altminteri, trebuie să vă spun că scria de mică. Bun. Și să vă mai spun că și-a cunoscut și jumătatea între timp, jumătate cu care se pare că se pare că va fi pentru totdeauna cu Dimi, generalul ei de suflet și de munte, așa cum îi spune, pentru că amândoi fac alpinism, amândoi călătoresc. Bun. Cam aceasta este, pe cât de scurt am putut eu, povestea vieții Ramonei. Vreau să vă spun că am ținut neapărat să vă spun lucrurile astea, pentru că într-un fel, pe anumite segmente, ne asemănăm, pentru că nu i-a netezit nimeni drumul Ramonei Müller, din contră viața a pus-o în fața tot felul de provocări, care mai de care, pe care iată că le-a depășit cu bine și iată că în acest moment este o poetă apreciată, așa cum vă spuneam, și veți vedea lângă ea cărți de poezii, volume de poezii frumoase și o să ne povestească ea ce și cum cu poezia și cu viața și cu toate cele ale noastre, ale oamenilor. Strofele vieții. În care strofa vieții te afli? Mă aflu undeva în miezul poeziei, să spun așa. Acum depinde de rimă sau de vers alb. Când ne mai odihnim, o luăm și pe vers alb. Când vrem să ne concentrăm mai mult, ridicăm bariere într-un ritm și într-o rimă accentuată, aș spune. Da, sunt într-un moment și într-o strofă favorabile. Mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Eu mulțumesc pentru faptul că ești aici. Da, poezia vieții incubă momente și stări. Însă cea mai importantă stare este cea umană. Pentru că din toate experiențele pe care le poate acumula un om, biografia și autobiografia contează foarte mult în valorizarea propriului roman sau a propriei poezii. E o mare plăcere să revin de fiecare dată în Buzău, de fiecare dată să mă reîntâlnesc cu colegii de Condei. Și vii des. Da, vin des, da. Pentru că familia mea de bază, mama, sora, fratele, copii, sunt aici, în Buzău. Bine, cam o dată la săptămână, cel mult. E important ca să menținem aceste legături și relații. Aș propune să vă povestesc așa despre câteva cărți care îmi sunt dragi. Una dintre ele este Numele meu este altul, care pe ultima copertă, pe coperta a patra, ca să dezvălui așa puțin din culisele
literară. Scrie despre mine Alex Ștefănescu: Ramona Müller ne oferă un spectacol al lumii privit cu melancolie. Nu vorbește despre sine obsesiv și enfatic ca atâția alți poeți, ci descrie lapidar cu un sentiment al zădărniciei, în fraze ingenios contrase, realitatea înconjurătoare. Din peisaj face parte și ea însăși, entitate căreia, aparent, nu îi acordă o atenție deosebită. Sunt două Ramona Müller, una, un personaj al propriei ei poezii, și alta, o conștiință tot cuprinzătoare. Poeta care vede și înțelege totul reconfirmă inspirata ecuația lui Camil Petrescu: câtă conștiință, atâta dramă. Aici am să te întrerup pentru scurt timp ca să spun telespectatorilor că cu ocazia lansării acestei cărți te-am cunoscut. Da. Se întâmpla la Biblioteca Județeană, cred că acum 2 ani, poate undeva 2 ani jumate, ceva de genul ăsta. Și atunci te-am văzut în carne și oase, cum s-ar spune, pentru că te cunoscusem pe Facebook mai înainte și pentru că văzusem că la o oră de clasă, predase-și îmbrăcată în costum național. Ei, așa, știi, o imagine face cât 1000 de cuvinte, sau cât 10.000 sau cât 10.000. Așa un mesaj a fost toată imaginea aceea. Și într-o astfel de lumină te-a pus, încât am venit la lansarea ta de carte cu tot dragul și cu interes. Am zis, domnule, trebuie neapărat să o cunosc. A rămas celebră atunci afirmația pe care am făcut-o la lansarea ei, când am spus că și eu vreau să fiu Ramona Müller. Pentru că Ramona Müller este, dacă vreți, un fel de rețetă. Are rețeta femeii de succes într-o oarecare măsură. Nu acel succes la care poate ne-am gândit toți, femeie de afaceri sau mai știu eu ce, nu. Femeie care a răzbit singură, pentru că așa a fost să fie, să răzbească singură prin viață. Femeia care scrie, femeia care predă la clasă îmbrăcată în costum național atunci când împrejurările o cer, femeia care călătorește, care, așa cum spuneam, urcă muntele. O să vedeți un volum de poezii, Muntele din Noi, parcă. Este un parcă așa. Jurnal de călătorie. Sau e jurnal de călătorie. Da. Așa. Femeia care iubește și este iubită. Ce poți să-ți dorești mai mult? Și atunci am spus, și eu vreau să fiu Ramona Müller. Și până în ziua de astăzi, să știți că nu m-am răzgândit. Mi-am păstrat această opinie. Ramona, te rog frumos, continuă. Da, mulțumesc frumos. Zodia Vărsător este o zodie înzestrată cu foarte multe talente. Se spune că vărsătorii sunt genii, nu că m-aș lăuda, dar este da, o caracteristică, da, este o caracteristică a acestei zodii. Și cum postam pe Facebook, dacă vrei un om prieten, să îți cauți un vărsător. În momentul în care tu nu vezi ușa din zidul din fața ta, vărsătorul ți-o va arăta. Pentru că îmi place să și cânt, să și scriu și așa mai departe, chiar și să dansez. Îmi vine foarte ușor să stabilesc relații de predare în procesul instructiv educativ, folosind nenumărate modalități și de educație non-formală. Și este important ca generația de astăzi să preia de la noi sentimentul de apartenență națională, pentru că poate că mândria de a fi români nu mai este la fel de accentuată ca asta vreau în trecut. Să spun, da. Tinerii de astăzi sunt tot mai departe de cultură, de identitate, de tradiții, de tot ce înseamnă până la urmă neamul românesc. Însuși ministrul culturii spunea acum câteva zile, pentru că tot am sărbătorit de curând Ziua Culturii și iată ieri Unirea Principatelor, ministrul culturii așadar reiau și spun că
declara că este convins că Eminescu nu va dispărea niciodată, dar părinții și dascălii au misiunea să-l facă atractiv pentru generațiile care acum cresc. Și îl citez. Trebuie să înțelegem că oamenii tineri de astăzi și copiii sunt lipiți de un alt mod de a-și petrece timpul, că până la urmă este vorba despre ce faci cu timpul liber. Iar dacă vrem să ducem cultura lângă cei tineri, va trebui să o ducem acolo unde ei sunt prezenți. Pe rețelele sociale, oricare ar fi ele, pe mesaje care să-i atragă. Pe telefoane, pe device-uri, pe tablete, pe ce... Cum comentezi? Că ești dascăl și că trebuie să-i atragi și să iubească materia pe care tu o predai, disciplina. Geografia. Da, sunt de acord. Pentru că, în primul rând, elevul se raportează la profesor. Sigur. Dacă profesorul îl atrage, cel puțin el din bun simț, ceea ce este iarăși pe calea de dispariție. Elevul își va însuși niște noțiuni care trebuie, din punctul meu de vedere, să fie baza unui sistem de valori și a unui bagaj de cunoștințe. Este adevărat că literatura contemporană și modul în care se scrie acum literatura este mai puțin cunoscut, dar este important și ce s-a scris anterior. Trebuie să fie un melanj, trebuie să fie o împletire între aceste două tipuri de literatură. Pentru că nu poți să arzi niște etape. Și asta este adevărat. Mm-hmm. Elevul întreabă, la ce îmi trebuie mie acest lucru? Ce îi spui? Tocmai îi spun, îți trebuie un bagaj de cunoștințe. Pentru că într-o conversație, într-un concurs de cunoștințe generale care îți stimulează creierul, ți-l deșurubează cumva, este important să ai de ce a fost în trecut, ce este referitor la toate domeniile de activitate, dar un bagaj minim de cunoștințe îl oferă școala. Ca să poți să ajungi la un alt nivel de înțelegere, probabil. Da, și nu? După aceea urmează autoeducația. Mm-hmm. Pe Eminescu trebuie să-l studiem. Este inadmisibil să dispară din școală. Și clasicii, sigur că da. Dar depinde foarte mult de profesor. Și aici salut inițiativa pe care școlile o au, în care se celebrează ziua lecturii. Mm-hmm. Pentru mine a fost un mare succes, pentru că elevii mei, descoperindu-mă pe mine ca și autoare și pe alți colegi de-ai mei, le-am dat niște cărți, au citit, mm-hmm. Devin interesați. T-au văzut într-o altă lumină, cumva. Da, mm-hmm. Și asta. Mm-hmm. Și depinde și de fiecare... are o anumită predilecție spre romană, spre schițe umoristice sau și așa mai departe. Deci important este modul în care îi atrage. Uh-huh. Iar partea aceasta tehnologică a literaturii are avantaje și dezavantaje. Dar în momentul în care le îmbini în așa măsură încât echilibrul să existe între trecut, prezent și viitor, se poate dezvolta atât partea, să spun, etică, estetică. Apropo de estetic, uite, dar bunul gust. Da. Că și aici suntem tributari. Mă refer la generația tânără. Cum îl face? Cine îl face? Are școala vreun rol? Tu te implici absolut. Ca profesor? Și mă gândesc, uite, numai departe de gustul de a putea discerne o operă de artă de valoare de una chici. Da? Da, sau de a fi capabil să-ți asortezi fusta cu bluza. Iată. Adică sunt chestiuni pe care nu le mai găsim nicăieri. Care nu se mai spun nicăieri. Cum faci? Cum? Eu aș porni de la... Cum ești de părere? De la regulamentul școlar care stipulează o ținută vestimentară decentă. Uh-huh. Decentă. Ori acest lucru decent... Decența presupune bunul gust? Nu, decența presupune o limită de a vestimentației. Adică fără pantaloni. Un soi de simplitate, așa, da. Da, o simplitate și o modestie, să spunem. Și atunci elevii înțeleg dacă îi tragi
așa de mânecă. Înțeleg ce înseamnă decența. Bunul gust se dezvoltă iarăși prin comparație. Uh-huh. Lăsând creativitatea să se dezvolte, dar tu ca profesor intervenind ca responsabilitate. Și atunci, bineînțeles, că stimulii acționează și elevul sau persoana respectivă, receptând aceste aspecte și dacă este conștient, își va forma un sistem de valori, un principiu al bunului gust. Pare că nimic nu s-a schimbat, Ramona. Pentru că, dacă stau bine și mă gândesc, așa a fost dintotdeauna. Am fost mai deschiși în a asimila materiile pe care le predau, le-au predat, ni le predaseră profesorii pe care îi simpatizam, pe care îi agream. Profesorii care știau să se facă plăcuți. Sunt convinsă că ești unul dintre aceia. Absolut. Păi, pasiunea de scris, pentru scris, derivă din gimnaziu de la doamna profesoară Iancu. Participam la clubul de lectură și mi-a rămas de atunci obiceiul de a scoate notițe, metafore, epitete și așa mai departe, pe care le foloseam în compuneri. Acum le folosesc strict în procesul poetic. Și ulterior, dragostea de geografie de la doamna dirigintă Proșcanu Isabeta, de la școala numărul 15, și domnul Untaru Vasile de la liceul Eminescu. Deci, în momentul în care ai un etalon, acel etalon devine pentru tine un model de urmat. Foarte frumos, da. Așa și este. Mi-amintesc acum de ce spunea Nichita Stănescu că poetul, ca și soldatul, nu are viață personală. Așa să fie oare? Că dacă e să ne gândim la viața ta personală, a fost un fel de montani rus, cum da, mai discutam, poate... sau așa... Curba rugăos. Ca la zidul morții, cu agonie și extaz, cu sus și jos, cu extreme, în tot cazul. Sunt de acord. Nu are viață personală pentru că viața lui însă și devenind un act pe care îl expune cititorilor, viața lui este ca o carte. Mm-hmm. Foarte frumos. Dar și cititorul trebuie să fie destul de inteligent ca să citească această carte. Există cititori diferiți, la fel cum există și poeți diferiți. Temele sunt diverse. Strofele sunt diverse. Aici referindu-mă strict la strofe din momentul în care un scriitor debutează până ajunge la un anumit apogeu literar. Experiențele de viață, mai ales în cele care suferința este o bază. Groaznic. Sună groaznic. În general, poezia. În general, poezia derivă din suferință. Da, da. În momentul în care un cititor se apleacă asupra unei poezii, de exemplu, în care exprim bucurie. Ia uite-l și pe ăsta, ce bucuros este. Dar, în general, suferința este cea care declanșează, să spun așa... Fiorul, să zicem. Fiorul celui și care beția amărăciunii. Și temele actuale sunt cu totul diferite față de cele pe care
le abordau scriitorii din trecut, pentru că atunci erau subiecte tabu. Sigur, și viața este alta. Da, și viața sunt altele. E acel zeitgeist. Se scrie, ne adaptăm. În spiritul epocii, nu? Trebuie să ne adaptăm. Sigur. Dar, în general, poetul, din punctul meu de vedere, este cel care îndeplinește toate meseriile din lume, pentru că dacă scriu o poezie pe teme geometrice, trebuie să ai idee, adică ce înseamnă un perimetru și așa mai departe, o tangentă, pentru că lucrurile acestea totuși au o anumită tehnică. Dacă vrei să scrii despre inimă cu patru cămări în ea, atrii și ventricole, dacă vrei să șlefuiești ca un tâmplar și, adică, trebuie să ai idee despre ceva universal și aici intervine bagajul de cunoștință despre care vorbeam anterior. Poetul este, da, soldatul universal. Da, bun. Așadar, poetul nu are viață personală, adevăr, spunea Nichita Stănescu. Bun, să nu uităm unde am rămas, ne pregătim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în direct. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că tema emisiunii de astăzi este, se numește Strofele vieții și are în vedere viața ca o poezie sau poezia vieții, de ce nu? Și vă reamintesc totodată că invitata mea este poeta Ramona Müller. Bun, Ramona, ce mai faci, ce mai scrii? Fac bine. Tamancea am coborât de pe munte. Am fost... Tamancea ai fost și pe la mare? Și pe la mare, da. Mm-hmm. Bid din acțiune la munte și la mare. Da. Mă pregătesc de un nou volum în care poezia socială va fi cea marcantă. Un nou aspect al lirismului meu, să spun așa. Și sper să fie destul de bine primit. Cum de altfel a fost primită și cea mai recentă carte a mea, Ramona Müller, profa dintre Popădiș și Cactus, La prof între de Pisel, Die Lehrer inzwischen, Löwenzahn und Kakteen. E în ediție trilingvă? Da. Uh-huh. Eu îmi cer scuze telespectatorilor pentru că am mare emoții cu toate când se vede. Am tradus această carte în limba germană, iar în limba franceză, împreună cu Patricia Helena Stoica, o tânără ploieșteancă. A fost editată la editura Neuma anul trecut și este un domeniu de care m-am apucat acesta de traducere și sper să îl marchez cu succes. Uh-huh. Aș vrea să vă citesc... Că tot veni vorba, da, sigur. Că tot veni de vorba de sigur. Poezie. Te ascultăm, cu drag. Limba de pe cerul gurii. Este o poezie dragă mie și de câte ori am ocazia o recit. Când îți iei în brațe limba străbunilor, nu poți inventa hiperbole străine. Așa cum lingura de lemn stă vertical în oala de smântână, la fel și limba română atinge cerul, cerul gurii și cerul părinților. Dintre toate familiile indo-europene, cea mai frumoasă și nobilă rămâne familia maramureșeană, săvârșind coloana lui Brâncuș într-un Dumnezeu atotputernic. Ca să fie a ta limba română, trebuie curtată ca o fecioară, abia după aceea o poți iubi. Cu disperare până la convulsia literei. Nu este nevoie să-ți cioplești oglinda din resturi împrumutate ca să-ți dai seama că mama ta și tatăl tău nu au scris o poveste oarecare. Limba română nu face ocol printre cuvinte, dar este drumul crâncen către casă, plin de griji dintr-o lume banală,
Este limba în care ne românim cu toții, râzând sau folosindu-ne mintea pentru visul și realități. Nu degeaba ne-am născut în zodia limbii eminesciene cu ascendent în Nikita. Foarte frumos. Finalul mulțumesc e chiar apoteotic. Frumos. Da, frumos. Iată, se vede că ești în poezie, ești foarte în largul tău, pentru că de îndată ce ai început să citești, te-ai schimbat cu totul și vocea și mimica și tonusul. Da, este da, o stare de ești, spirit. Da, e o stare de este spirit, o stare de cu siguranță. Spirit. Ce zici tu, că o fi necesar să citim poezie? După părerea ta. După părerea mea, și este da, necesar de să ce? Citim poezie. Pentru că, în primul rând, cum spuneam înainte, ne deșurubează creierul. Există o vorbă pe care toți o știm. Ce a vrut să spună poetul? Ca să îți dai seama ce a vrut să spună poetul, trebuie în primul rând să citești. Iar mesajul poetului, bineînțeles, depinde de starea ta lăuntrică, pentru că o poezie poate ajunge cu mesaje diferite la diversi cititori. Dar poezia te învață să crești. Pentru că poezia, cum spuneam înainte, este o stare de spirit și este un exercițiu factual. Este până la urmă o atitudine. Iar dacă nu faci acest exercițiu, mintea și sufletul undeva pot deveni, n-aș putea spune nule, dar indiferente la frumos. Pentru că poezia este însăși frumoasă în sine. Sigur. Ca să-i descoperi frumusețea, trebuie să ai și trebuie tu acea să deschidere. Adânci. Trebuie sigur să pătrunzi în adâncime. Ori asta o faci de la suprafață, treptat. Și poți evolua, cum cunosc cazuri ale scriitorilor colegi de-ai mei, poți evolua împreună cu ei. Dacă cineva te admiră, îi admiri la rândul stilul, ca cititor, poți evolua împreună cu el. Ceea ce nu e puțin lucru. Despre tendințele poeziei prezentului, ce poți să ne spui? Referitor la tânăra generație, eu una zic și da și nu. Uneori da, și da alte ori nu. Și eu zic și cu da și nu, pentru că încerc să elimin prejudecățile pe care le am. Încurajez tinerii să scrie. Deja sunt vreo 2-3 pe care i-am abordat și le cunosc foarte bine stilul de scriere. Nu se mai folosesc sentimentele ca bază, de ca motiv sau ca leitmotiv. Orice obiect, chiar și pasta de dinți devine obiect de poetic. Tânăra generație are un, din punctul meu de vedere, are un stil nu minimalist, dar lipsa metaforelor, a epitetelor sau a emoției. Nu, ei au un alt fel de emoție. Uh-huh. Aici trebuie să lucrăm noi ca să înțelegem. Uh-huh. Eu nu refuz să citesc. Niciodată nu înțeleg ce emoție poate să stârnească o pastă de dinți. Că tot nu veni vorba, știi? Modul în care ei le pun. Adică ei au un alt mod de abordare, mai practic. Mai practic. Și poți găsi emoția versificatoare, să spun așa. Da, da. Dar trebuie să îi înțelegi. Ca să ajungi să îi înțelegi, trebuie să te retragi puțin și să, până la urmă, învățăm și noi de la ei. Dar prejudecata este cea care de multe ori creează această barieră. Există o tendință novatoare. Da, am remarcat-o și cred că toți o remarcăm. N-aș putea spune că este greu de înțeles.
Dar? Ei scriu într-un alt mod. Cum spuneam, cei care scriu și scriu responsabil, fie că sunt la vârsta maturității sau n-au împlinit 30 de ani, aceștia trebuie apreciați. Cei care scriu responsabil. Ori ca să scrii responsabil, trebuie să îi citești pe cei de dinaintea ta și să te raportezi la propria ta biografie. Ca să scrii o poezie bună, zic eu. Asta e părerea mea. Ce crezi că e necesar pentru a intra în starea potrivită scrisului? Că ești poet cu atâtea volume de poezii. Cu siguranță că îți trebuie ceva. Fie inspirație, introspecție, fie depinde liniște, acum, fie... Da, de strofă, să spun. La început mă motiva absolut orice. Când ieșeam la iarbă verde sau vedeam o stâncă, vedeam... După aceea? Un râu. După aceea, emoția asta a debutului stagnează și începe adevăratul exercițiu în care încep să ții cont de anumite opinii critice, te raportezi și la alții, înveți de la alții cum să scrii un text coerent care să aibă și profunzime. Tu însă ți ești alta? Da. Și întotdeauna încerci să devii mai bun. Poți să scrii în orice împrejurare, chiar și când nu ai inspirația, dar eu, de exemplu, scriu foarte bine când am termene. Când am termene și știu termenul dat, vizualizez așa despre ce este vorba, dar când vine termenul, atunci mă apucă hărnicia. Ramona, cum știi că poezia pe care o citești este bună sau nu? Cum știm? Asta depinde cum știm? De... Dacă eu citesc poezia cuiva, trebuie să mi declanșeze o anumită stare. Ca și cum un tort este bun după miros sau după gust. La fel și poezia. Trebuie să îți, din punctul meu de vedere, să îți creeze o anumită stare fizică sau intelectuală. În momentul în care ce ar vrea să spună poetul și găsești acel fior sau acel ecou introspectiv sau ecou lăuntric, pentru mine este o stare de beatitudine. Când citesc o poezie bună, când scriu despre mine, adică când scriu eu, e cam greu, pentru că revii asupra textului a doua zi, a treia zi, poate peste o lună și mai găsești câte o chichiță acolo care schimbă sensul. A trecut timpul, mai avem 5 minute. Chestionarul lui Proust. Cu mare drag. Sau de ce sunt oamenii frumoși? Îi vedem că sunt frumoși, iată, o vedeți pe Ramona, dar să aflăm de ce e frumos și în lăuntrul ei. Principala ta trăsătură, Ramona? Altruismul. Da. Cunoscându-te, aș putea să confirm că da. Calitatea pe care o apreciez la oameni. Bunătatea. Principalul tău defect? Naivitate. Ei, da. Așa este. Hobby-ul preferat? Păi, cățăratul pe munte, de poezie nu mai spun. Și... Deja hobby-urile preferate. Prepararea dulciurilor. Croitoria. Iată, croitoria, pe asta n-am știut-o. Da, da, croitoria. Locul în care ți-ar plăcea să trăiești? În Andalsnes, în Norvegia, este un loc unde se spune că Dumnezeu acolo a făcut pământul în 6 zile și s-a grăbit pentru restul lumii
În a șaptea zi. E un loc mirific. Păi da, e frig, nu? Mă gândesc. E frig, dar nouă ne place frig. Dar arată într-un fel, într-un mare fel, probabil. Mare fel și norvegienii sunt oameni nemaipomăiți. Animalul preferat? Calul. De ce calul? Calul pentru că fără cal imperiile n-ar fi existat. Iată. Și datorită blândeții lui și tăriei lui. În același timp. Da. O personalitate contemporană pe care o admiri cel mai mult? Una, două, dacă ai. De ce nu? O personalitate contemporană? Herta Müller. Scriitori preferați? Radu Vancu, Corina Dașovanu, Ivănescu. Ei, da. Ivănescu, Dimov. Da. Eroii preferați din viața reală? Am un erou fără să știu că a devenit erou. Este un tip foarte puternic. Ne-am întâlnit cu el când coboram de pe vârful Peleaga și mi-a atras așa atenția, parcă venea de la maraton, vreo 63 de ani. Îl cheamă Benny Vizitiu, este din Lupen, cum spune Dimi, lupenarii mei, și ne-a povestit cum el avea vreo 120-130 de kilograme, văzuse moartea cu ochii și a schimbat tot programul și acum participă la maratoane, face baie în toate râurile României. Omul acesta este un erou, da, după tot ce a făcut. Da. Care este cea mai mare realizare personală? Greu de spus. Greu de spus, da. Măcar de pipăit un pic, pe departe. Faptul că cei care mă cunosc cu adevărat au învățat de la mine ce înseamnă să iubești cu adevărat. Ce detești cel mai mult? Ignoranța, ipocrizia și minciuna. Deviza? Ai o deviză? Viața este pasiunea mea. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc acum, de acasă? Păi, le urez un an nou cu sănătate, că este cea mai bună decât toate. Să trăiască frumos, adevărat, și să se bucure de ceea ce au azi, pentru că mâine nu se știe. Mulțumim, Ramona. Și eu mulțumesc. Asemenea, îți doresc și ție să ai un an bun, Doamne, să fie un an mai bun. Noi, dragi telespectatori, ne vom vedea din nou săptămâna viitoare și până atunci vă doresc toate cele bune.